Mama Ronei Hartner, zdrobită de durere la căpătâiul artistei. Femeia nu a plecat de lângă sicriul cu trupul neînsăflețit al fiicei sale. Toată lumea a încercat să o consoleze, însă a fost în zadar sora și fratele Ronei, Rinda și Rân. I-au adus actriței o coroană cu flori albe, iar mama sa și o sora au depus o coroană cu flori roșii, conform viva este un moment cutremurător pentru cea care i-a dat viața actriței, fiind nevoită să-și conducă fiica pe ultimul drum. Familia încearcă pe cât posibil să-i aline suferințe femei, însă durerea de mamă care o încearcă în aceste clipe de cumpănă este nesfârșită. În cursul zilei de astăzi, la ora 15, a avut loc o slujbă la căpătâiul Ronei Hartner alături de familie și de oamenii care au iubit-o. Actrița poartă o rochie albă, iar pe cap o coroniță din flori naturale, așa cum ea obișnuia să poarte în timpul vieții, conform aceleiași surse. În urmă cu mai mulți ani, Rona Hartner a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat. Boala a recidivat de trei ori, însă ultima dată afecțiunea s-a extins în zona creierului. După o perioadă în care a rezistat eroic bolii crunte, artista a decedat. Ceremonia de înmormântare a Ronei Hartner va avea loc vineri, începând cu ora 12.